Salut, prieteni! Bucurie mare, mare la Moscova. Planul de votare a fost depășit cu 6%. Asta le dă aripi celor de la televiziunea Stat, unde propagandistul Soloviov promite că liderii Franței, Germaniei și Poloniei vor fi arestați și trimiși în gulag. Citat după dânsul, vă așteaptă o cazare confortabilă în bărăci arctice la Colima. Nu vă îngrijorați, veți primi mânuși și pâslari și veți primi 3 mese pe zi, minunata cașa rusească. Veți învăța limba rusă în toate variantele sale. Ce bine va fi! Unde vă veți ascunde când Trump va reveni la putere? Nu numai domnul Soloviu este entuziasmat de situație, ci și vicepreședinte Consiliului de Securitate al Federației Ruse, domnul Medvedev, fost prim-ministru, fost președinte al Rusiei și profesor de drept internațional, profesor universitar, și care acum ce susține? Susține, precum am văzut, că Oceanul Arctic este al nostru, adică este rusesc și, ca atare, n-ar mai trebui să se permită intrarea navelor sau aeronavelor în această zonă. Vorbim practic de anexarea Oceanului Arctic de către Rusia până la Polul Nord. Problema este că Rusia este totuși un stat civilizat și politicile sale sunt întemeiate pe niște strategii, niște proiecții publice, niște documente. Vor vedeți dumneavoastră chestia asta cu anexarea Polului Nord nu apare nici în fundamentele politicii de stat a Rusiei în Arctica pentru perioada 2020-2035, adoptată acum 4 ani, și nici în strategia pentru dezvoltarea zonei arctice a Federației Ruse și asigurarea securității naționale pentru aceeași perioadă, tot atunci adoptată în primăvara lui 2020. Păi, și atunci ce facem? Adică de unde au găsit ei chestia asta? Păi, ce că ar fi mari interese economice pentru Rusia în zona arctică. Dacă ne uităm însă peste datele disponibile în mod absolut public, Serviciul Geologic al Statelor Unite estimează că 70% din gazul natural nedescoperit al lumii se află în Arctica. Și culmea culmilor, din acești 70%, mai bine de 3 sferturi se află deja în zona economică exclusivă a Rusiei. Deci, Rusia are de toate în Arctica. Și mai vrea și Polul Nord. Păi, uitați-vă dumneavoastră, în momentul de față, mass media din Rusia invocă 2 categorii de interese economice. Resursele naturale și navigația maritimă. În ce privește resursele naturale, în momentul de față este vorba de petrolul din Golful Obi și de concentratele minerale de la Norilsk, fiindcă combinatul Nord-Nichel este cel mai mare producător mondial de nichel și paladiu. Acestea sunt exploatări de uscat, fiindcă Rusia nu are tehnologia pentru a exploata de pe fundul mării, în condiții arctice, petrol, gaze sau minereuri. Oricum, chiar dacă ar avea această tehnologie, care nu este accesibilă datorită embargoului, nu are cu ce transporta marfa. Navele normale, adică cele pe care le cunoaștem cu toții, pot naviga pe această rută de nord-arctică maximum 8 săptămâni pe an. Numai folosind nave speciale, traseul poate fi folosit tot anul. Aceste nave speciale se numesc Double Acting Ship și fiecare dintre marile companii rusești are asemenea nave, care sunt cargouri spărgători de gheață în cazul celor care transportă minereuri și care sunt tanchere de gaz natural lichefiat, tot așa spărgătoare de gheață și tanchere de gaz în cazul Gazpromului. Marea problemă este că aceste nave au fost proiectate de Aker Arctic Technology din Helsinki și sunt construite toate în străinătate, la Kvaerner Masa, la Helsinki Shipyard,
ba chiar și în China, pe la Guangzhou, sau de către DU Shipping and Marine Engineering. Iar motoarele sunt ASEA Brown Boveri. Deci Rusia nu a construit nicio navă specială pentru exploatarea Arcticii în scop comercial, nu are posibilitatea să întrețină sau să repare aceste nave Double Acting Ship. Și atunci, de ce are nevoie Rusia să anexeze un ocean ale cărui resurse nu le poate nici exploata, nici transporta în condițiile embargoului? E clar că ceva ni se ascunde. Oare ce? Păi hai să aruncăm o privire pe pagina Rosatom. Rosatom este compania rusă de stat care pune la dispoziție spărgătoare atomice de gheață pentru a deschide drumul convoaielor în acele 8 săptămâni cât poate fi utilizată ruta nordică. Păi acolo directorul general Alexei Ligachev se laudă că volumul total de trafic naval pe ruta de nord în 2023 a fost clarificat. 36 de milioane de tone. Măi să fie. Și 7 rânduri mai jos, Vladimir Panov, care este reprezentantul Rosatom pentru dezvoltarea regiunii arctice, spune că de fapt volumul traficului a fost de 2 milioane, nu de 36 de milioane. Deci este clar că ni se clarifică ceva, ni se ascunde ceva. Ce se ascunde, domnule, în spatele revendicării Polului Nord? Se ascund interese strategice. Vedeți, dumneavoastră, facilității antiracheta Aegis Ashore din România și Polonia au rază de interceptare de 1200 km. De aceea, din cele trei armate de rachete pe care le are Rusia, două sunt plasate departe, înspre răsărit, la Orenburg, care e la 1500 km de Moscova, sau chiar în Siberia Centrală, la Omsk. Cea de-a treia armată e adevărat în apropiere de Moscova, mai precis în zona Vladimir, dar ea este dotată deja cu rachete mobile. Ca la nevoie, transportoarele de rachete s-o poate lua spre est, ca să iasă din raza de acțiune a facilității Aegis Ashore din Polonia. Bun, ăsta era planul inițial. Planul inițial era să placeze puterea nucleară strategică a Rusiei în Siberia. Ei, uite că acest plan începe să nu funcționeze. Fiindcă dezghețul Oceanului Arctic de Nord schimbă datele problemei. Oricum mai lansau chiar și în Siberia, chiar și de la granița cu Kazahstanul, o rachetă rusă va trece peste Oceanul Arctic la o înălțime care este accesibilă antirachetelor americane. Iar Aegis este, vă reamintesc, în principal un sistem naval. Deci dacă flota Statelor Unite se desfășoară în ape arctice, de-a lungul coastei ruse, de la Vladivostok la Murmansk, în afara limitei de 20 de mile apelor teritoriale, ar putea bloca forțele strategice ruse. În prezent, acest lucru nu este posibil, fiindcă banchiza de nord este prea compactă. Dar ce va fi peste 10 sau peste 15 ani, când ruta va fi mult mai eliberată de ghețuri? Tocmai de aceea, încă din 2014, când a invadat Crimeea, Rusia a înființat la Severomorsk, asta este un golf la Marea Barents, comandamentul strategic întrunit al flotei de nord, pentru a apăra exact această coastă din ce în ce mai vulnerabilă dinspre Polul Nord. Acest comandament, în momentul de față, are putere, deci are în compunere două treimi din totalul forțelor navale ruse, ceea ce arată importanța pe care Rusia o acordă izgonirii marinii NATO din zona de nord, din zona arctică. Bun, acum asta este o chestiune. Dar din ce cauză chiar acum, tam, pam, pam, ne tam, ne sam, i-a apucat cu chestia asta, cu revendicarea Oceanului de Nord? Că până acum
Oceanul Arctic era cucerit încetul cu încetul, erau pe acolo nave război rusești, nu se făcea mare tam-tam. Vă reamintesc. Până anul trecut, Consiliul Arctic a fost prezidat chiar de Federația Rusă. Consiliul Arctic reunește statele care au în zona economică exclusivă bucăți din Oceanul de Nord, Oceanul Arctic de Nord. Păi, ultima întâlnire, cea de-a 13-a a Consiliului Arctic, a avut loc chiar în Federația Rusă. Și cu acest prilej, reprezentanții Moscovei au afirmat, citez, că Rusia va construi relații de cooperare cu statele Consiliului Arctic pe principiile legii internaționale, respectând interesele fiecăruia în diferite domenii. Iar acum Duma de Stat denunță tratatul de pescuit cu Marea Britanie, se pregătește să denunțe tratatul de frontieră cu Norvegia și se evocă anexarea Polului Nord. Păi, vedeți dumneavoastră, explicația a fost dată chiar la televiziunea de stat rusă de către domnul Bespalko de la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova și spunea dânsul acum vreo 2 săptămâni. Cu întreaga Scandinavie membra alianței, NATO vizează Arctica Rusă, ruta maritimă de nord și flota strategică de nord, dosare ce preocupă de decenii Statele Unite. Va fi necesar să declarăm Arctica zona aflată sub influența exclusivă a Rusiei. Nici o navă sau avion nu vor avea dreptul să pătrundă acolo fără permisiunea Rusiei. Dacă apar încălcări, acestea vor fi pedepsite prin mijloace tehnico-militare. Deci este clar, nu e vorba de interese economice, nu e vorba de comerț, pur și simplu le este teamă că flotele aliate ar putea intra în Marea de Nord, Marea Arctică de Nord, și astfel ar amenința funcționarea arsenalului nuclear al Rusiei. Vedeți dumneavoastră, asta nu le ajunge. În momentul de față vor și anexarea Alaskei. Vicepreședintele Dumei, domnul Tolstoi, a ieșit zilele trecute să declare că ar trebui organizat în Alaska un referendum pentru alipirea la Rusia. Ideea a fost imediat preluată de președintele Dumei, domnul Volodin. Rusia are ceva de revendicat de la Statele Unite, statul Alaska. Și că țarul ar fi închiriat Alaska. Închiriat. Dar textul tratatului între Statele Unite și Imperiul Rus este pe internet scanat. Acolo se vorbește, citez, cedarea teritoriului către dreptul suveran al Statelor Unite cuprinde dreptul de proprietate asupra tuturor terenurilor. Adică nu uzufructul, nu da proprietate și uzufructul. Cine a cumpărat vreodată o mașină în leasing cunoaște diferența. Și atunci, de unde această revendicare absurdă? Păi revendicarea absurdă este că Rusia bănuiește Statele Unite că folosesc Alaska ca să tragă cu urechea la noile sisteme de armament. Noile sisteme de armament, adică arma nucleară hipersonică. Ei tot încearcă să o pună la punct, tot nu reușesc, dar totuși au 11 rachete hipersonice în momentul de față funcționale. Chiar în inima Siberiei, aceste rachete, pe nume Avangard, sunt foarte greu, dacă nu imposibil, de detectat de către radarele tradiționale, fiindcă se mișcă la rasul solului. Ei, de asta le e teamă, de asta vor rușii Alaska, din cauza faptului că acolo sunt instalate sisteme speciale, sisteme troposferice de supraveghere a ce se întâmplă în spațiul aerian al Rusiei. Deci, una peste alta, revendicarea Polului Nord și a statului Alaska nu au justificare economică și nici comercială, așa cum susține Kremlinul. Dincolo de această perdea de fum, se află interese strategice legate de faptul că arsenalul nuclear rus devine în ce în ce mai demodat.
Revendicările astea năbădăioase sunt de fapt expresia unei mari temeri, spaima că Moscova ar putea pierde singurul argument care mai face din Rusia o mare putere, anume puterea de descurajare a arsenalului său nuclear. Din această cauză, ies liderii ruși cu tot felul de declarații frapante. A ieșit domnul Putin în weekend să ne explice că elitele din Occident au o dorință foarte puternică să înghețe starea actuală nedreaptă a relațiilor internaționale. De sute de ani, elitele din Occident s-au obișnuit să-și umble burdihanul cu carne de om, dar trebuie să priceapă. Balul vampirilor se încheie. Domnul Putin, deși a câștigat alegerile, pare foarte supărat. Păi și are de ce? Diferența tehnologică dintre NATO și Rusia este în ce în ce mai mare. Rusia a pierdut controlul Mării Negre în confruntarea cu o țară, Ucraina, care nici măcar nu mai are flotă militară. Rusia nu reușește să își controleze propriul spațiu aerian. Dronele merg sute și mii de kilometri și noapte de noapte incendiază rafinerii rusești. E de înțeles. Sunt din ce în ce mai neiniștiți, temerile sunt din ce în ce mai mari, limbajul lor este în ce în ce mai agresiv. Azi mâine vor rependica și Polul Sud, dacă nu și luna e pe cer. Dar noi să auzim de bine, dragi prieteni. Oh!